Steaua este un club cu mare tradiție în scrimă, iar acest lucru a fost confirmat odată în plus la Jocurile Mondiale Universitare de la Napoli. La competiția din Italia, stelista Mălina Călugăreanu a cucerit medalia de bronz la florete individual, după ce a trecut de-a lungul probei, printre altele, de colega sa de club, Maria Boldor. Revenit în țară, Mălina a fost felicitată de către președintele clubului Steaua, Bixi Pompiliu Mocanu, care i-a urat totodată succes la următoarea mare întrecere, campionatele mondiale de senior de la Budapesta de săptămâna viitoare. Mi-a fost teamă puțin când am văzut că că mă întâlnesc chiar și colega mea cu Maria Boldor și mi-a părut rău că am ajuns iar să ne eliminăm una pe cealaltă. Și a fost un concurs în care m-am întrecut doar cu mine pentru că a trebuit să depășesc anumite obstacole din mintea mea. Ce reprezintă pentru tine această medalie? O confirmare a faptului că pot să fac scrimă în continuare și că nu s-a terminat scrima pentru mine după ce am terminat junioratul.